Bun, fraților, bine v-am regăsit la un episod. De data aceasta este un episod super mega special, deoarece m-am hotărât să să distrugem acest monitor, fostul meu monitor, pentru cine nu știe. Noul meu monitor, țacapaca, frumos, 22 de inch, ăsta nu știu exact cât are, pentru că pe acesta, cum v-am spus în prezentarea setup-ului, bineînțeles, am tot geamul deschis pentru că e super cald. V-am spus în prezentarea setup-ului că acest monitor l-am primit, deci n-am avut niciun fel de pierd. Dă-te mă mai încoace să mă dau cu scaunul să acopăr lumina. V-am spus că n-am avut nicio pierdere. Acesta, de exemplu, dacă l-aș parge, aici pot să zic că o să am o pierdere. Nu mare, dar o să fie. Bun, vezi clar că este spart exact aici. Stați să se dea focus exact aici, cum ați văzut. Și gen, dacă lovesc, uitați și voi cum face. Deci display-ul e... pa! Așa că m-am hotărât, acum l-am băgat în priză să vedeți și voi că este stricat 100%. Adică mai pornește și mai se vede jumate de monitor. Se vede și pe aici, dar se vede foarte, foarte, foarte slab. Bă, monitorul acesta m-a servit destul de mult și destul de bine. Adică cât cam jumătate de an cred că l-am avut până a trebuit să renovez camera și s-a spart. Asta este vorba aceea, când renovezi ceva, imposibil să nu strici ceva. Bun. Bă, nervească, nu dă focus camera. De-abia aștept să-mi schimb telefonul, s-ar putea să trec pe un G8. În prezent am G6. Mă rog, pe viitor, pe cam peste jumătate de an, zic eu că o să-i dau upgrade la telefon. Bun, frate, haideți să luăm acum repede monitorul și revenim direct la locul unde o să-l spargem, să zic așa. Bun, frate, haideți că am revenit. Mi-am pus și GoPro-ul pe cap. Să văd acum cum poziționez telefonul, încât nici să nu cadă și cât să aibă și o calitate video bună. Este perfect. Într-un colț o să vedeți și așa. O să vedeți așa. Bun, haideți să acum m-am bine, cred și sper. De să-l trag mai aproape. Voi acum vedeți într-un colțișor 100% și GoPro-ul. De să văd bine cum am uitat, că nu era reglat bine. Acum este, hai să începem așa ușor cu o... Băi, ești nebun, nici n-a simțit-o. Bă, ce ar fi trebuit să fac? Ar fi trebuit să iau și... încărcătorul. Hai că trag o fugă după el și revin imediat. Așa, bun, haideți că am revenit. Nu o să las audio-ul de la GoPro din cauza că... GoPro-ul are o calitate audio foarte, foarte slabă, nu slabă. Acum haideți să-l bag rapid în priză și să vedem dacă mai funcționează, dacă știți cum zic. În partea asta altă... Ia, frate, mai pornești? Mai pornește. Haideți să vă arăt și vouă. Uitați, așa arată, stați să pornească din nou. Hai, mă! Așa arată după un ciocan. Hai să continuăm. Bă, mi se pare super faină ideea să spargem fostul monitor, pentru că gen facem și un content bun și mă distrez și eu cel puțin. Bun, hai să-i dăm acum una mai tare și dau așa. Hai că da. Și dau acum așa una de sus. Bun, s-a desmembrat. Frumos, acum nu cred că mai funcționează. Să-i spargem carcasa asta. Să-l și desfacem. Atât. Bun, uitați și display-ul, fraților. Gata, frate. Ia, uite monitor. Na. Vreți un monitor de vânzare? Hai. Cine mai dorește, ce mai poftește. Bun. Hai să vedem unde intră și să vedem dacă mai funcționează. Hai să vedem. Intră aici. Așa, mai pornește? Mai pornește, dar scoate niște sunete super ciudate. Mai pornește, dar nu se aude. Dar se vede super slab. Bun, frate, i-a ajuns viața aceasta. Atât. Îl punem aici, așa. Să dau un pic camera mai jos. Sper să nu plece. Așa. Bă, vedeți asta, da? Nu mai vedeți asta.
Uitați, fraților, nu știu exact ce este asta. Aici cred că este placa video. Cred, nu știu, n-am desfăcut niciodată un monitor să văd ce conține, dar asta cred eu că este. Băi, ești nebun, ce tare e placa video. Poate îmi pălesc cu un telefon. Se vede? Bă, cred că a crăpat și placa video, dacă e. Bă, dă să-l pun aici jos, așa, pe... De fapt, trebuie să luăm mai întâi display-ul, frate. Dă să-i dăm una așa, sărătoasă. S-a auzit? Și cred că a și crăpat, sper că mai filmează GoPro-ul. Ia-i să vedem. Da, mai filmează, este tot asta perfect. Bă, hai să ne grăbim o seară, că... Gen, mai am ceva de... Trebuie să plec după ce terminăm cu monitorul undeva. Hai să-i dăm acum cu partea cealaltă, altă, așa. Și s-a făcut, s-a cam îndoit, fraților, nu știu cum să vă zic, ia uitați. S-a cam îndoit, ce-i drept, dar nu-i nimic, frate, e totul funcțional. Și a ieșit deja și, cum vedeți aici, a ieșit ce naiba are pe el, că nu pare să fie sticlă, mai mult un plastic. Și mai pălim încă una aici. Mama, ești nebun, pe asta am simțit-o pe dincoace. Ia uitați-le. Altăla. Băi, și cam ăsta a fost și monitorul. Hai că da. Bă, m-a servit frumos. Ia hai să le desfacem așa în doi. Mamă, ești nebun. Aici e sticla, bă. Aici e sticla. Mamă, dar miroase, ești nebun. Chit că nu mai are niciun contact, asta nu știu exact ce e. Ăsta, nu știu care e display-ul, sincer vă spun, cred că ăla e display-ul. Ăsta cred că este display-ul, sau cel puțin a fost display. Așa. Și aici avem una bucată sticlă, sau, ba nu. Nu e sticlă, e plastic ăsta. Nu știu exact ce folosește ea. Bă, nu știu, e destul de tare. Bă, e destul de solidă. Bă, cam asta a fost și monitorul, dacă e. Așa, să-i mai dăm câteva bucăți în asta. Hai să îl mai îndoi o țiră, așa. Hai că dacă era și șurubul ăla aici în afară, știți cum zic? Hai să-l scoatem înapoi în afară. Așa, vedeți că ești iară. Și hai să-i dăm așa una în șurub direct. Gata, fraților, am scos și bolțul ăsta, nu știu exact ce este, cred că un bolț. Bă, frate, eu vreau să scot chestia asta, frate. Nu vrei să ieși, fire, dracu. Așa, a ieșit și mama naibii din ea. E cu pământ, știți, așa e modelul. Uite, dracu, și asta nu vrea să iasă, tău în gură. Așa, bun, bă, nu bun. Opa, placa video, cred că, nu sunt sigur, cred că e placa video. S-a cam dus, fraților. A cam cedat. Poate e drept, poate e drept cu asta foc. Așa. Hai să vedem ce avem pe aici. Avem niște lucruri. O bobină, cred că era asta. Bă, a fost și monitorul ăsta ceva. Bucățele l-am făcut. Asta cred că a fost placa video, nu sunt sigur, v-am spus. Aici era alimentarea. Placa video, iar niște desene, niciodată n-am știut ce porcările astea. Uite, mi-a căzut astea. Eu de asta zic. Bun. Bă, oricum s-a văzut și pe GoPro. Din păcate, GoPro nu este la fel de calitativ video față de telefon, dar este bun și GoPro-ul. Mai avem asta, mai avem chestia asta. Păi, de bun, ce tare plasticul. Ia-i pe afară. Ia să începem noi cu asta mai întâi. Deci se vede, da? Nu mă, să văd dacă se vede, că nu văd. Văd, să o dau mai încoace. Acolo se vede.
mă, să cedezi, ești nebun, ce tare plasticul ăsta. Gata, frate, e praf și asta, două dracu. Ne întoarcem pe asta pe invers. Și gata, frate, monitorul. Fraților, cam ăsta a fost și monitorul. Totul l-am înregistrat, este perfect și GoPro-ul și asta. Eu am fost Zuki, iar până la următor episod, vă salut. Bye, bye.